O fetiță de 10 ani a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Luată de curent și purtată până dincolo de frontieră, fetița n-a simțit când s-a depărtat de mal. A fost adusă înapoi la mal de salvamar cu un skijet. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colegul meu Viorel Matei. Viorel, bună seara! Cum s-a întâmplat totul? Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor. S-a întâmplat puțin după ora 12, când fetița care se afla pe saltea a fost luată de curent și dusă ușor-ușor către largul mării. Nici nu și-a dat seama. Noroc de câțiva turiști care au văzut-o cum se îndepărtează de larg și când au apreciat că este la o distanță mult prea mare ca să revină înapoi singură, au cerut ajutor. Au sunat la 112. În același timp, unchiul fetiței s-a aruncat în mare și a început să înoate către saltea cu gândul să o aducă cumva înapoi la mal. Isu Dobărgea a trimis o șalupă rapidă pe care o avea în portul militar Mangalia, iar salvamarii cu niște skijeturi au plecat în același timp după ea. Fetița depășise deja la un moment dat frontiera dintre România și Bulgaria, așa că șalupa ISU a fost nevoită să se oprească. Nu putea să treacă granița fără aprobări speciale. Însă salvamarii cu schijeturile au continuat să meargă după ea, au ajuns lângă saltea, au remorcat-o și au adus-o ușor-ușor la mal. În același timp și unchiul fetiței a ajuns teafăr și nevătămat pe plajă. Finalul a fost fericit, însă salvamarii atrag atenția că astfel de lucruri se pot întâmpla oricând și cu deznodăminte mult mai tragice. E foarte important ca să fim atenți atunci când folosim saltele sau plute sau colaci, lucruri care se umflă cu aer, să nu ne lăsăm duși de curenți în largul mării pe principiu că nu ne putem înneca deloc pentru că avem un mijloc gonflabil de salvare.